să dea Dumnezeu, așa cum i-am spus și lui Diaconescu, să primească ceea ce merită. Și când se uită în ochii lor handicapați, să-și aducă aminte că e blestemul de la mine. Acestea sunt blestemele pe care Ion Voica îi le trimite prin SMS-ul lui Liviu Diaconescu, șeful compartimentului juridic de la Prefectura Gorj. Până acum, împotriva sa și a Prefecturii, Diaconescu are cunoștință că s-au depus aproape 10 plângeri și sesizări de către fostul primar și secretara primăriei. De vreo 3, 4, 5, 6, 7 am eu cunoștință până acum. Și acum pe bune aveți 7 plângeri penale din partea lui. Nu, vreo 4 referate le-a făcut doamna secretar. Dar ele sunt de fapt reclamații, nu sunt referate. Sunt reclamații 100%. Și a mai făcut și domnul Voica, pe la minister, pe la parchet, pe la noi. Deci vreo aveți 3. Și asta nu e tot. Voica susține că are deja redactate peste 30 de plângeri pe care le va depune și toate îi se adresează unei singure persoane, Liviu Diaconescu. Câte reclamații am depus? Da. Pot să vă spun câte am de depus. Câte? Am scrise până acum pe care urmează să le transmit instituțiilor statului abilitate vreo 30. Am înțeles. Iar la prefectură, iar la prefectură n-am depus decât o plângere prealabilă. Primăria Săcelu a fost singura din județul Gorj în care constituirea Consiliului Local a fost aproape imposibilă. Asta pentru că primăria a rămas în ultimele zile de mandat ale primarului Ion Voica fără secretar, deși Voica avea obligația să delege atribuțiile de secretar de urgență unei alte persoane. Cunoscând legea, Voica nu a dorit să facă acest lucru, iar în acest caz prefectura a fost obligată să intervină. Voica susține că intervenția prefecturii Gorj a fost una abuzivă.